Excelența voastră, domnule președinte al României, prefericirea voastră, părinte patriar Daniel, stimată doamnă președinte a Senatului României, domnule prim-ministru, domnule președinte al Curții Constituționale, doamna președinte a Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna președinte a Înaltei Curți, domnule președinte a Curții de Justiție a Uniunii Europene, distinși reprezentanți ai cultelor, stimați oaspeți, excelențele voastre, sunt deosebit de onorat să particip astăzi alături de dumneavoastră și de înalții oaspeți la aniversarea unui secol de la adoptarea Constituției din 1923. Acesta este un moment de referință nu numai pentru istoria constituțională a României, dar și pentru modul în care înaintașii noștri, deputați și senatori ai Parlamentului României Mari, a reușit să adopte o Constituție a tuturor românilor. Vorbim de o Constituție pe baza căreia s-a realizat atât unificarea legislativă, cât și cea administrativă, economică sau culturală a țării. Deși Constituția adoptată în urmă cu 100 de ani păstra structura normativă a celei din 1866, ea a fost pe bună dreptate socotită ca o Constituție nouă, care corespundea realităților politice și sociale existente după încheierea Primului Război Mondial. În mod real, România avea nevoie de un astfel de așezământ constituțional eminamente democratic. Acest text a reușit, pe de o parte, să păstreze principiile constituționalismului și ale democrației parlamentare, garantând efectiv drepturi și libertăți vitale pentru toți cetățenii, indiferent cărui grup etnic aparțineau. Dar, pe de altă parte, a permis statului să intervină cu eficiență în viața socială și să-și asume răspunderi concrete pentru înfăptuirea intereselor generale ale țării. Doamnelor și domnilor, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai puternice principii nou introduse în Constituția din 1923 a fost cel al domniei legii, ca fundament al statului. Tot atunci s-a instituit și contenciosul administrativ și s-a asigurat independența judecătorilor. Dar dați-mi voie, ca om de stânga, să subliniez unul dintre articolele istorice care au schimbat pentru totdeauna percepția și rolul femeilor în societate. Și aici mă refer la faptul că în Constituția din 1923 a fost prevăzut pentru prima dată că drepturile civile ale femeilor se stabilesc pe baza deplinei egalități între cele două sexe. A fost o reușită remarcabilă a organizațiilor civice feministe din acele vremuri, care au continuat presiunea publică până când au reușit ca în Constituția din 1938 să-și câștige și dreptul la vot. Este un bun exemplu pentru noi toți să recunoaștem astăzi că au trecut 100 de ani de conservatorism în ceea ce privește relația față de politicile dedicate femeilor în România. Este timpul să ne adaptăm vremurilor și să luăm măsuri, poate chiar cu ocazia unei viitoare revizuire a Constituției, astfel încât să garantăm cu adevărat egalitatea de gen, dar și o reprezentare corectă a femeilor în societate și politică. Doamnelor și domnilor, Constituția din 1923 a avut caracterul unui proiect de țară, acesta nefiind afectat de dezbaterile politice specifice dintre putere și opoziție. Chiar dacă la acel moment au fost voci care au considerat că acel proiect este nul și neavenit. Atunci când au ajuns la putere, au respectat întocmai Constituția și au acționat prin instrumente ale democrației constituționale pentru a fi aplicată întocmai. Iar acesta cred că este cel mai bun exemplu pentru noi toți, cei de astăzi, că atunci când partidele aleg calea unității
în jurul intereselor naționale fundamentale au mai multe șanse în realizarea unor proiecte majore de țară. Vă garantez că atât eu, cât și colegii mei vom respecta întotdeauna drepturile fundamentale ale cetățenilor care sunt garantate prin Constituție. Vă mulțumesc!